Salutare, micuților, și bine am regăsit la un nou episod din FFM pe acest canal. Dacă mai trece episode, nu uitați să apăsați butonul de like și să strângem cât mai multe like-uri. După aici, hai să vedem. Deci acum, că suntem și noi pe server, o să mergem la fan curier, pentru că aici este banul. Bine? Aoleu, trebuie să cumpăr dubă, bă! Ai. Dubă. Hai că am cumpărat și dubă dacă e ceva. Hai să luăm niște pachete. Mă rog, niște colete. Serverul este, din cât știu, un hard roleplay. Așa că aș vrea să încarc niște reguli. Deci aici se stără și am fără. Aoleu, dar mi-ai măsătit bătătul ăla. Oriunde cu plăcere. Ei, auziți, mă, oriunde cu plăcere. Bă, de ce nu fac live? Să-mi spuneți dacă ați vrea să fac live cu GTA 5M. Dacă vreți, fac. Bă, știi ce n-aș părea să-l... Bine, e foarte bine ca așa, dar adminul mă stă cu un nou clip. Știi cine trece pe roșu? Bam! L-a rătuzat pe server. Suntem pe serverul Doom, România. Bă, de ce trece pe roșu, domne? Ce ai făcut? De ce tu ce spărușul, domne? Ai jos. Ai asigură la încoa. Fii râpul. Ia uite, mă, toate ce spărușul și toate o să devină. Bă, băiatule. Eu văd de treaba mea și tu ce faci? Mamă, dar să somnă toate. Să iau foarele astea. Ai. Nu știu, îmi pare rău, dar dacă o să ai uite cineva din staff-ul server-ului ăla, la videoclip, nu pot să stau fratele la roșu, pentru că mi-a luat 20 de minute să duc o livrare. Dar merg regulamentar, moment, avem de mers. Uite, mă, plus verde, avem verde, fraților. Deci nu mi se mai pune că am trișat, că n-am trișat. Am avut verde acolo, dar... O să s-au prins... Uite, s-au afară de pe verde. Aoleu. Da. Se câștigă foarte bine de fan curier, bine. Nu vă imaginați că ne dau 100.000 de doar al cursă. Dar pentru început e bine. Pentru început e bine, pentru că așa și mai faci și tu bani, așa și cumpări și tu o mașină și așa mai departe. Opa. Aici pe dreapta, boys. Bun. O să dăm centurica jos. Am livrat și ne-a dat 140 de dolari. Mă rog să nu ne știu câte colete mai avem la noi, dar mai avem o grămadă. Băi, chiar eu... I-a plăcut strategia și promisoră de genul. Și să livrezi tot felul de chestii, nu știu, mie îmi place. Adică mă țin activ. Pe server. Unde avem 105 dolari ne-a dat pe 3 colete. Bine, mă. Hai că n-am atins deloc după aia, este intactă. Este intactă. Doar că cer om cu loganul de la început ne-a dat daună. Bă, da, ia să vedem interiorul. Da, interiorul e clasic GTA 5.
Pentru cogita 5 n-am muncit niciodată la... la interalele mașinilor. Bine, ei s-au ocupat de alte chestii, de interalele. Dacă ei s-au întrebat pe mine, mașinile din GTA 5 chiar se conduc bine. Uitam și noi așa mai talpă. Opa, s-au făcut de armă. Opa, ba nu, kilometrul de acolo e fake, e fake. N-am 100 la oră, am 50 la oră, kilometrul de acolo e fake. N-arătă bine. Zici că le tai din vina papagalului, că ce le pui tu prea mult. Doar să tai din videoclip. Am ajuns în San Andreas, băieți. 158 de dolari. Bun. Bun așa. Vizionare. Hai, avem 10 colete. 10 colete mai avem, băieți. Aoleu, stai că mai întâi trebuie să mă opresc pe la magazin. Să-mi iau ceva de mâncare. Și ceva de băut, că mi-e cam mică. Băgăm aici frumos. Parcăm, că benzin avem. Am atins, fac. Lasă-șa. Lasă-șa. Cine mai e? Parcă-ți aici pentru 2 secunde, cât mă duc și o să mă de mâncare. Nimeni. Bere Timișorana. Nu îmi bea frut la... la job. Uite, mi-au un iPhone. Nu? Ce să facem, băieți? Trebuie să muncim, dar trebuie să... dăm bani și pe mâncare, nu? Păi nu. Uite că ne-am găsit și misiune. Inventar. Buzunare. It. Bun, acum trebuie să bem Lipton. Mai bem unul. Uite, stânga jos. O să punem centura și să o plecăm de aici. Eu mă rog să nu se dă papagalul chiar atât de tare pe videoclip, că dacă s-aude atât de... Mamă, micule, mai stai din gură! Da, da, stai cu papagalul. Dacă ajungeți creator de conținut și aveți un animaluț de companie, așteptați-vă ca niciun videoclip. Dar vă spun să nu fie... Mamă... Ce mine mai duce pe rușă va fi de acolo? Mă mă pusă bani. Ai, ai, ai. Hai că stăm la rușă acum, ce să facem? Stăm la rușă că n-avem ce să facem altceva. Ai, ai, verde. Hai că ducem că e verde, nu? Păi vedeam, avem voie. Ne dăm jos? Nena, a venit fancurierul, bă! Deschide portița. 140 de dolari. Mai avem, că să se colete. Mă rog să nu prind roșu, că dacă am prins roșu, m-am dus. Deci dacă am prins roșu, gata, ala e. Mamă, să moară Gibina de nu. M-am dus original. Ai, 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 că trebuie să așteptăm cu metri. Am zis că serverul e hard. E hard,
roleplay. Deci dacă te-am mâncat undeva să treci pe roșu, aici ne vrem un colet. Aoleu, doar un colet și după aia mai avem 3. Roșu. Du-te pe bă, aici. Aaa, roșu. Verde. Bagă verde, tati. Da, verde. Bagă verde. Bagă verde că e nasoară treaba. Hai, hai, hai. Galben. Am luat pe galben. Știu că nu e bine ce-am făcut. Parcă mâncea frumos. Știu că e cam ilegal, dar n-avem ce să facem. $30, mamă, pe un colet. Mai avem 3 colete. Hai să vedem dacă mai avem unde să le livrăm. Deci cam s-a făcut, eu spun că v-a apucat, dacă v-a apucat, nu s-a pus ajutor, dacă... Cam asta a fost o zi din viața unui fancurer. Cam asta a fost. Hai, pa, pa. Mă scuzați pentru papagal.